O intervenție la rețeaua de alimentare cu apă va conduce sâmbătă la întreruperea serviciului pentru mai mulți consumatori din zona centrală a municipiului. Compania de apă va avea lucrări de reparații pe strada cu sediul baroului la o conductă spartă. Traficul din zonă se va desfășura cu ajutorul polițiștilor. Acolo este o spărtură pe care o trebuie să o remediem. Este o spărtură pe o conductă de 500, este o conductă mare. Practic, am dorit să izolăm complet această conductă. Intervenția asta noi am fi dorit să o facem atunci când am fi început lucrările pe fonduri europene, dar și-a dat drumul acum și asta e, o să o facem acum. Intervenția este programată sâmbătă 2 martie în intervalul 7:30-19:30. Vor fi afectate blocurile alimentate din pete 21HD, 1, 2, 3, 4, 15, B3, Avicola, 3A, 3B, 3C, 1A, 1B, casele de pe străzile Tunel și Ostrovului, unitățile de învățământ din zonă, dar și piața centrală. Problema care a apărut în perioada sărbătorilor de iarnă. N-am putut face intervenția atunci pentru că disconfortul ar fi fost destul de mare pentru locuitori și pentru agenții economici din zonă, dar trebuie să intervenim. Suntem pregătiți pentru chestia asta, nu este o chestie extraordinară care compania de apă n-a mai făcut-o. Motivul pentru care facem în weekend este disconfortul ar fi fost foarte mare la liceele din zonă și la agenții economici, avem și o grădiniță acolo și de aceea am ales să afectăm numai populația în perioada 7:30-19:30, zicem noi. La reluarea furnizării serviciului va crește turbiditatea apei. La reluarea serviciului este posibil să apară turbiditate, mai ales în zonele unde vom avea serviciu sistat, dar și în zone limitrofe, pentru că este posibil să inverseze niște sensuri de circulație ale apei în momentul în care vom opera anumite voane. Începând de vineri 1 martie, după ora 14, vor fi efectuate lucrări pregătitoare prin decopertarea parțială și verificarea stării căminelor.